Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Astăzi desfacem cadourile de la Moș Crăciun, dar acele cadouri care nu ne plac, care nu ne fac să ne simțim tocmai bine. Da, există și astfel de cadouri pe care le primim fie că vrem sau nu. Și aceste cadouri sunt stări emoționale pe care le experimentăm în preajma sărbătorilor. Tristețea profundă sau depresia vă sunt cunoscute? Dacă da și dacă vreți să știți cum să le gestionați, aceasta este o emisiune potrivită pe care vă invit să o urmăriți. Invitatul meu de astăzi este Ovidiu Young, terapeut holistic, și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să dezbatem împreună această temă care ne dă târcoale. Și eu mulțumesc pentru invitație. Așa este. Poate că suntem pe undeva așa obișnuiți, mai ales la suprafață, să discutăm despre bucuria sărbătorilor și cu siguranță este foarte bine să facem acest lucru. Realitatea este însă că de foarte multe ori aceste cadouri care nu ne plac, așa cum ai spus tu mai devreme, sunt pentru foarte multe persoane. În perioada sărbătorilor, în lume în general și bineînțeles și în România, cresc stările de anxietate, depresia și crește tristețea, dacă vreți. Cu siguranță ne dorim cu toții să fim împreună cu cineva, să avem un anumit mod în care ne petrecem sărbătorile. În România, dacă n-ai masa îmbelșugată, nu te simți bine, dacă n-ai putut să ajungi la rude, la fel, și așa mai departe, așa este cultura noastră. Și lucrul ăsta însă nu poate fi atins de către toată lumea. Și atunci, reversul medaliei este că încă dinainte de a începe sărbătorile și de obicei cam de pe la începutul lunii decembrie, cumva lumea intră în panică și văd asta și în cabinetul meu. Intră în panică că n-au relație, că poate n-au suficienți bani, că nu poate să ducă în vacanța pe care o doresc sau pur și simplu au o stare de depresie accentuată, spun ei, nici nu știu de unde. De unde? Din egregorul colectiv, din energia colectivă. Mai sunt și modelele care apar, să zic, în media și care spun ok, totul e frumos, sau cum spune Ovidiu Young, viața e bună, hashtag viața e bună și viața este bună, însă nu pentru toată lumea sunt aceste momente de bucurie, de sărbători. Ovidiu, ai atins un subiect foarte sensibil, de la care chiar putem să pornim această discuție, referitor la rețelele de socializare. Suntem fericiți pe Facebook, Instagram și așa mai departe, dar realitatea este cu totul diferită. Și, sau nu neapărat, dar poate fi un reper și de multe ori fals pentru cei care se simt cu adevărat triști. Văd o poză pe Facebook și mai mult se adâncesc în tristețea lor. Cum gestionăm această tristețe în acele momente? Așa este. Și o să anunț eu pe telespectator să știți că nu o să fie o emisiune tristă cu totul. Avem și soluții. Am simțit acum, ce scuze că te-am întrerupt, dar de obicei vibe-ul nostru este unul foarte așa pe pozitiv și acum se simte așa o așezare în platou. Este, știi? Pentru că această energie este una apăsătoare pentru foarte multă lume. Adică și dacă vrei și dacă nu vrei relație, te trezești dacă cu cine fac Crăciunul, dacă vrei sau nu vrei de obicei ceva, nu știu, să pleci nu știu unde, te trezești că toată lumea pleacă și tu de fapt nu poți să pleci din vari motive. Bun, pentru că ai atins acest subiect al rețelelor de socializare. Sigur, și nici n-a spune că este anormal ca acolo să se prezinte lucrurile mai frumoase. De ce nu? Sigur, bine ar fi să fie și autentice, unii chiar sunt și fericiți și pe Facebook și în viața de zi cu zi, alții sunt fericiți doar pe Facebook. Și abundă această agresivitate de stare de extaz și de bine și tu o vezi acolo și zici, ia uite, numai eu n-am ce poză să pun. Mm-hmm. Da? Bun, pe de-o parte trebuie să avem și noi filtrele noastre, pentru că m-ai întrebat cum gestionăm acest lucru. Păi trebuie să conștientizăm ceea ce am spus eu mai devreme, nu tot ceea ce se vede în public este și real. Da? Nu toată lumea care își face o poză lângă o mașină premium înseamnă că deține acea mașină. Da? Nu toată lumea care se îmbracă în rochii frumoase pe Facebook nu înseamnă că de fapt nu au împrumutat rochia și așa mai departe, sau geanta de brand și așa mai departe. Bun. Deci pe de o parte împart la doi această realitate virtuală. Pe de altă parte te concentrezi puțin mai mult pe viața, hai să spun, și mai palpabilă. Mai ieși puțin din telefonul ăla.
deși și eu stau destul de mult, dar eu și lucrez și consultații online, așa le fac. Dar poate nu ești persoană publică și poate nu trebuie să stai atât de mult, să spunem. Da? Eu trebuie să mai răspund în calitatea mea de life coach, să răspund la întrebări, la comentarii. Ok, hai să spunem că face parte din jobul meu și din felul meu de viață, să răspund și să ajut oamenii. Însă poate dacă stilul tău nu este așa, fă-ți un timp limită în care să stai pe aceste rețele. Da? Foarte important, pentru că altfel vei fi intoxicat numai de ce fericită e lumea. Și chiar am un exemplu că, ia uite, iubitul meu, fostul meu iubit, a postat, este cu respectiva, că a postat o poză cu o domnișoară. Domnișoara nu era decât un partener de business și atâta tot. Deci nici măcar realitatea refuză mintea noastră doală să o vadă câteodată. Bun, un alt lucru este să ne conectăm la ceea ce avem. Ce ai tu? Ce te bucură în viața ta? Păi nimic nu mă bucură. Păi și cum? În noiembrie te bucura și în decembrie fix de pe întâi nu te mai bucură? Ia vezi că ai intrat în altă realitate, care nu este toată a ta. Da? Deci adu-ți aminte, când vrei tu, în noiembrie, în septembrie, în aprilie, ia vezi tu ce te-a bucurat. Nici aprilie, că e cu Paștele, cred că nu e bun nici. Așa, în mai, hai să spunem, în mai, vezi tu ce te-a bucurat atunci. Și din ce te-a bucurat atunci, mai face lucru, mai conectează-te la el. Și gândește-te că viața ta nu este zero doar pentru că în decembrie nu știu ce target te n-ai atins. Trăiește viața ta, cum este și evenimentul meu, alege să trăiești cu ușurință și cu bucurie viața ta. Dar este o alegere și viața ta este cheia, nu pe altora. Ne influențează, adică acum eu nu vorbesc din cărți. Da, normal că ne influențează și pe mine mă influențează, dar mă interesează cât mă influențează ceea ce văd. Văd. Da? Deci avem un dozaj corect în zona asta. Mi se pare mai trist atunci când facem fotografii special pentru a primi aprecierea celorlalți. Dar în același timp, să știi că este e bine să o faci chiar dacă ai nevoie de aprecieri. Pentru că poate în momentul acela chiar ai nevoie de un da, eu nu imbold, sunt, știi? Să crezi mai mult în tine. Adică cumva lucrurile sunt cu față verso. Eu sunt prieten cu, și cu tehnologia și cu media și cumva na, sunt aici, da? Deci înțeleg și acest stil de viață și cumva ai spus că multă lume nu, eu știu, poate pune poza aia doar pentru aprecieri. Deci tocmai ai spus că 80% dintre oamenii fac asta. Dar ai văzut și reversul medaliei, să zicem, partea pozitivă. Poate l-ajută. Da. Și cu siguranță poate l-ajută. Totul este să umblăm la dozele corecte. Nu știm, te descurci și apelează la cineva. Pentru că da, am clienți cărora le-am, de exemplu, vor parteneri de cuplu. Și da, am umblat la profilul de rețea de socializare. Și am zis, poza asta exprimă asta, poza exprimă asta, o pui pe asta. Întrebare, am meditat vreo poza unui client de-al meu, mai ales femeie, dacă era? Răspuns, da, dar puțin, da? Și te poate ajuta, pentru că și uite câte like-uri am luat, nu știam că... Deci te poate ajuta. Deci să nu-ți faci o dependență. Trebuie să-ți asumi nevoia pentru care faci asta. Dacă eu am nevoie de apreciere și pun fotografie pe Facebook pentru apreciere, e foarte bine așa. Este foarte bine așa dacă nu devin și dependent de asta. Pentru că acolo este ego. Am postat eu la un moment dat pe pagina Ovidiu Young o poză care reprezenta așa o postare și un coș plin de like-uri care curgea peste postarea aia, că aia ne place, aia ne dorim, nu să luăm like-uri. Și pe cutia din care curgeau lacurile scria mare ego. Adică e o graniță destul de fină între a mă bucura că sunt apreciat și a număra totuși like-urile și dacă sunt sub 100, aolo, ce ne facem. E o diferență fină aici. Nu spun că lumea să nu facă, spun să facă. Mă refer la cei care sunt acasă și nu se simt bine, sunt singuri, sunt triști. Să împartă la doi această lume, cum am spus mai devreme, iar ei când fac lucrurile astea să și le asume și să o facă frumos. Adică, până la urmă, și dacă pui o postare, bucură-te de ea. Atât de simplu. Așa este. Când am ales această temă,
Îți mulțumesc pentru că m-ai inspirat pentru tema pe care o abordăm acum. Cu drag. Am trăit și eu și singurătatea și tristețea și le mai trăiesc uneori. Însă am ajuns la o concluzie, așa nume, că singurătatea poate să fie o alegere. Am trecut din zona de neputință în a alege să fiu singură sau nu. Și mi-ar plăcea să înțelegem că, așa cum ai spus și tu mai devreme, putem să alegem să nu fim singuri sau, la fel de bine, putem să alegem să fim singuri, dar să ne asumăm și tristețea care vine la pachet cu singurătatea. Așa este. Și asumarea asta cumva înseamnă nu doar, sunt singură și sufăr. Am zis singură, dacă așa am zis, așa să fie. Mă exprim public, pentru publicul feminin, pentru că ele se exprimă mai mult. Ok, dar în viziunea mea, eu duc la alt nivel această asumare. Nu doar, asta este, sunt tristă și rămân așa și mi-asum. Nu. Vreau ca asumarea și cine lucrează cu mine înțelege că asumarea înseamnă că de fapt nu mai sunt atât de tristă. Uh-huh. Adică mi-asum în sensul că absorb, alchimizez această situație și cumva mă împac cu ea să nu mă facă să sufăr deloc sau măcar să, dacă e să sufăr, să sufăr mult mai puțin. Da? Adică nu, îmi asum, n-am bani, nu mai fac niciun leu atunci. Nu. Sau îmi asum, sunt singur, atunci nu mai fac nicio acțiune în a nu fi singur. Nici așa. Da? Deci asumarea asta însemne o împăcare cu tine, cu sinele tău și cu emoțiile tale. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, asumare. Adică nu există să vină un client la mine și să spun, a, deci îți asum că ești trist, perfect, păi gata, s-a terminat consultația, du-te acasă că ești trist, e ok. Știi? Hai să vedem ce facem cu tristețea, nu? De exact, fapt. Hai să vedem, vrei să fii singur, foarte bine, hai să vedem cum alchimizăm asta, cum facem să ai o viață mai bună. Nu vrei să-ți iei un job, vrei bani mai mulți, dar nu vrei să-ți iei un job, hai să vedem cum facem. Totuși, tu să ai un status bun emoțional, da? Pentru că altfel vine Crăciunul, vine, ce mai vine, Revelionul, Paștele și Valentine's Day, când, cum spun terapeuții așa la modul mai rece, e sezon, e sezon. M-a întrebat cineva de ce nu prea fac eu evenimente decembrie. De ce? Pentru că principala mea activitate este de life coach și terapeut și vreau să fiu în decembrie mai aproape de om, pentru că atunci au mai multă nevoie și prefer să fac consultațiile. Asta înseamnă că din egregorul acesta de energie, din colectivitate, chiar și cine cumva nu are nevoie, într-o lună în care se întâmplă astfel de lucruri, brusc are o nevoie emoțională, de regulă. Și asta și pentru că avem timp mai mult, pentru că vine concediu. Și nu știm, Ovidiu, să ne gestionăm timpul liber. Și iarăși vorbesc din propria experiență și am citit că peste 45% din populație suferă de această tristețe, de singurătate, anxietate sau depresie în această perioadă a sărbătorilor și, într-adevăr, timpul liber poate să fie o cauză reală, pentru că ne afundăm așa în muncă sau în orice altceva care nu înseamnă timp liber, care nu înseamnă împlinirea nevoilor tale personale sau a sufletului, așa cum îmi place mie să spun, și dintr-o dată ne trezim că avem foarte mult timp liber. Și ia uite cum, nu știu să-l gestionez, ce să fac? Știi că se întâmplă să intri și în panică atunci când ai timp liber? Păi, se întâmplă și deja s-a întâmplat, mai ales anul trecut în lockdown. Da, nu știm să gestionăm timpul liber, dar în același timp, când nu avem timp liber, vrem să avem timp liber. Toate lucrurile astea se învață și, într-adevăr, am auzit și eu de cifrele astea, că pe mine m-au surprins un pic, 45% dintre oameni, de fapt, nu se bucură de sărbători sau nu s-a bucurat niciodată de sărbători. Mi se pare un procent destul de mare, dar dacă așa spun studiile, experiența de cabine nu poate să o infirme, pentru că, normal, la mine vin oameni care au nevoie, nu numai de genul ăsta, și de dezvoltare personală, dar, într-adevăr, de sărbători se întâmplă ceva. Timpul liber este necesar să fie planificat într-o anumită măsură. Și în planificarea aia poți să lași și o secțiune de spontaneitate. Adică, hai să văd, am timp liber și ce fac? Că așa m-am trezit și eu, stând acasă, mai ales pe lockdown,
Și a trecut o zi întreagă și cred că m-am uitat ceva la Netflix și o zi, două și n-am făcut nimic altceva. Mi-a plăcut, ca să spun sincer, dar n-am fost foarte productiv. Adică dacă stau o săptămână, două, trei, o lună să fac numai asta, aia nu mai e ceva de plăcut, ceva nu e în regulă acolo. Adică planifică-ți timpul liber cu activități pe care tu le dorești și lasă și un spațiu liber în care să vină imprevizibil în viața ta. Și acest lucru, într-adevăr, ar fi bine să-l facem tot timpul, nu doar de sărbători, ci pentru că atunci când avem mai mult timp liber, să știm ce să facem cu el pe mai departe. Dar să știi că această frică de singurătate, pe care o pot numi și altfel, apare și noaptea. Uite, eu am o melodie preferată pe care tot o ascult, se numește Când vine seara, a Sandei Ladușii. Și mi-a tras atenția unul dintre comentariile, presupun că sunt mai multe, dar nu am stat să le verific pe toate, care spunea chiar așa: atunci când vine seara, suferim de această tristețe, de singurătate și în preajma sărbătorilor. Deci uite cum frica asta de a sta cu noi înșine, poate teama că nu avem, că nu suntem compleți, că avem nevoie de un partener sau o parteneră, apare atunci când suntem noaptea sau... Așa este. În noapte. Așa este și ăsta este un parametru pentru a testa fericirea, gradul tău de fericire sau de mulțumire, de stare de bine în viață. Și o întrebare pe care o adresez: cum te simți când te culci și când te trezești? Aici ești tu cel adevărat, nu doar pe parcursul zilei, ca emoție și ca simțire. Acum, nu e atât de rău să fii singur. Nu este atât de rău nici să fii căsătorit, nici să fii într-un cuplu, nici să fii într-o relație de care vrei tu. Depinde cum te raportezi la ea. Adică, desigur, vine partea asta, cum e, de Crăciun să fim mai buni. Bă, dar de ce doar de Crăciun? Să fim împreună. Și nu, din nou, nu vorbesc din cărți. Și pot să spun că și eu simt această energie în preajma sărbătorilor. Adică brusc, așa, parcă aveam treaba, am zis că anul ăsta mi-l dedic mai mult jobul și mă întrebesc: opa, dar stai așa, cu cine de Crăciun ce fac, de Revelion, cine-i cu Revelionul, mă rog, eu mai puțin. Și atunci de unde vine aia? Că mă gândesc și dau un restart. Mă, stai puțin, asta e că vreau eu sau că așa a venit acum un aer de afară cu un virus de ăsta? De obicei un aer de afară. Deci perspectiva ar fi că nu trebuie să fii ca ceilalți. Am spus mai devreme că alții par cum nu sunt și e dreptul lor și pe mine nu mă deranjează, de exemplu, treaba lor. Nu mă deranjează, sigur, mă confrunt în cabinet cu aceste modele, mai ales la copii, la adolescenți, pentru că am și oameni care vin așa și sigur că acolo trebuie să faci ceva. Dar tu ai liberul arbitru să trăiești viața ta în forma în care ți-o dorești tu. Nu trebuie să te intereseze atât de mult gura lumii. Și acum cineva poate să spune: da, da, ia uite voi cum v-ați îmbrăcat, nu știu, v-ați asortat, nu ne-am stat așa, s-a nimerit. Adică ești atent cu imaginea ta. Da, sunt atent cu imaginea mea, dar pentru că îmi place și pentru că îmi place și mă interesează să-ți placă și ție. Dar asta este felul meu de a fi, care oricum am lucrat în multinaționale cu imaginea și practic la mine vine natural. Adică eu mă simt confortabil așa. Mă simt confortabil și pe munte. Tu dacă te simți confortabil, eu știu, un haine sport, îmbracă-le pe alea. Vezi că sunt unele foarte fashioniste și poți să arăți foarte bine în ele. Deci nu intra în șabloane în perioada sărbătorilor. Intră mai degrabă în vibrația de iubire, apropo de soluții. Iubire față de ce? Față de orice. Ce iubire? Că n-am pe nimeni. Păi nu vorbim doar de iubirea de cuplu. Pornim de la iubirea de sine, față de ce este mediul înconjurător, poate ai familie. Ceva, poți să iubești ceva, o activitate, ceea ce faci. Deci nu te gândești, de exemplu, în perioada sărbătorilor, să scoți la suprafață o parte dintre hobby-urile tale, dacă ai. Dacă nu, lucrează să ai. Deci să facem sau să acordăm atenție înspre ceea ce ne place să facem. Și ceea ce avem. Și ceea ce deja avem.
ceea ce avem deja, că da, mai dau un exemplu, uite, când e, nu mai știu, că la noi mereu se taie ceva de o sărbătoare, de Paște ce se taie? Mielul, da. Și de Crăciun pe cine mai omor? Porc. Așa. Eu nu vreau să omor în primești, să nu tăiem okay. niciun animal din punctul meu de vedere. Nu e nicio problemă. Nu prea sunt eu așa cu știința asta, să zic, ca tradițiilor, cu toate că mă bucur de ele. Dar ce voiam să spun este următorul lucru, că special am dus lucrurile acolo. Sunt oameni care nu mănâncă carne de miel. Nu le place gustul, că are un gust specific. Dar vor să aibă pe masa de Paște miel. Păi de ce dacă tu nu vrei? Așa, păi, așa se face. Este șablonul. Da, așa se face. Păi da, dar asta te face nefericit pe tine. Adică aici pe masă ceva ce nu-ți place, mai dai și banii pe el, eu știu, și poate nu ai o situație financiară foarte bună. Și cum să pui ceva doar că așa se face, da? Deci asta este lipsă de autenticitate, de fapt. Da? Nu sunt, n-am, sunt, avem tradiții frumoase românești, nicio problemă. Și eu merg, mănânc, adică acum să nu creadă lumea că mănânc numai ierburi, nu. Mănânc de toate, sunt ok. Dar nu mănânc ca așa să mănânc. Nu fac așa ca așa să face. Fac așa ca așa vreau eu. Punct. Da. E foarte bine că poți să faci, că ți-ai dat seama că viața de fapt pe care o ai este în mâinile tale și că poți oricând să alegi altceva. Dar cum facem să ajungem la această... Lucrăm noi cu noi în primul rând. Asta este, sigur că acum suntem într-o emisiune și putem să dăm niște soluții de moment, cum deja am și dat. Adevărul adevărat este că tot timpul trebuie să lucrezi cu tine, să știi cine ești, autocunoașterea, descoperirea superputerilor tale. Uite, asta îmi place. Hai să explicăm puțin ce înseamnă superputeri, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine. Ce atribute ai tu? Ce calități ai tu? Ce te face pe tine unic în viziunea ta? Nu ai nevoie neapărat de altcineva să spună, da? Noi suntem și tu, ești un melanj de atribute, de calități, dacă vrei, dar nu numai calități, și alea ce zicem noi defecte, dar lumini și umbre, îmi place mie să spun că nu e niciun defect acolo, orice defect poate fi calitate, unic. Dacă tu ți le descoperi pe acelea, da? Vei fi fericit pur și simplu. Cum le descoperim? Am spus mai devreme, autocunoaștere, orice înseamnă. Și descoperim totodată prin comunicare autentică. Comunicarea autentică înseamnă comunicare onestă și nu este obligatoriu, dar mai înseamnă și comunicare completă. De ce am spus că nu este obligatoriu? Pentru că de multe ori comunicarea completă se face doar la duhovnic sau la terapeut. Și nu e nimic greșit în asta. Pentru că poate nu ai cu cine să destănui secretele tale. Spun asta că văd în cabinet și mi se pare și firesc. Sunt unele lucruri care te-ar impacta într-un mod nefavorabil dacă le spui. Dar ca idee, caută-ți oglinzi. Așa cum noi aici la televiziune avem mai multe ecrane și vedem lucruri pe ele, așa caută-ți și tu, dar care să te oglindească pe tine. Comunică și mergi alături de oameni, mergi în medii și încă ceva, fă lucruri diferite și o să-ți descoperi superputeri. Când vii la mine la tabără, la Lacrima Fericirii, întotdeauna există câteva persoane care spun, dar eu nu știam că pot să fac asta, dar am făcut pentru prima oară chestia asta, dar asta mi se pare incredibil, nici nu m-am gândit că poate să fie atât de, și acolo practic își descoperă superputeri. Bine, și eu oblig că îi spun să spună la un moment dat ce superputere au la sfârșit, da? Pentru că exercițiile și experiențele și lucrurile experiențiale îți aduc mai repede și mai consistent aceste atribute, aceste superputere ale tale. Poate să fie superputerea ta ceva ce are și altcineva, da, dar modul în care tu manifesti acea superputere este unic. Avem empatie, da, dar nu toată lumea empatizează la fel. Da? Ce frumos ai spus. Da. Avem o grămadă de lucruri pe care le putem face și toată lumea poate face. Eu insist și o să insist cât timp apar pe unde o apărea și tu poți. Diferența între mine și tine nu este dintre mine și tine dacă tu, eu știu, poate nu ești bine astăzi, că este doar că eu sunt mai antrenat. Nu sunt că m-am născut, eu știu, clar văzător, că m-am născut învățat, s-a născut cineva învățat.
Nu. Mai antrenat ăsta înseamnă a fi perseverent? Da, și practică, și practică. Adică am lucrat cu mine. Da, am lucrat ani de zile și tot ceea ce am făcut în viața mea a fost pe, să zic așa, leitmotivul, mă bucur de călătorie. Adică n-am așteptat să ajung fix la nivelul ăsta ca să fiu fericit. Nu, mi-am fost fericit și între timp. Am fost și trist, am fost și în toate felurile. Da? Și, cum spui tu, am fost și momente în care m-am simțit singur, de obicei mai puține, că mie mi-a plăcut viața așa și știu să-mi umplu timpul, apropo de planificare, dar le-am trăit și eu pe toate ca și tine. Și tu poate doar că nu ai perseverat sau că nu ai avut informația necesară sau ai credințe, convingeri limitative care am mai scutat în emisiunea cu Teta Healing care te împiedică, nu ești acolo. Dar tu poți să fii oriunde, oriunde e potrivit pentru tine, dar fă un efort și conectează-te tot timpul la iubire și conectează-te la tine în primul și în primul rând. Nu este egoism. Una este altruism, una este empatia, una este compasiunea, dar eu dacă nu sunt bine, de unde să am atâta energie, mai ales acum de Crăciun, și să ajut oamenii, da, care vin cu mari tristeți, ca să zic așa, după pandemia asta, cazurile sunt din ce în ce mai, hai să spunem, mai dificile. Durerea oamenilor este mai profundă, asta este adevărul. Am zis că nu o să fie emisiune tristă, dar ăsta e adevărul. Durerea oamenilor este din ce în ce mai profundă. Singurătatea se simte din ce în ce mai profund. Dificultățile financiare sunt din ce în ce mai mari. Poate, nu, evident, nu la toată lumea, dar acolo unde sunt, pot să spun că sunt de două ori decât, mai accentuate decât anul trecut. Și eu am găsit un articol, am extras din ceea ce am găsit, care sună așa. Celor care sunt singuri și se simt deconectați de ceilalți, perioada sărbătorilor le poate accentua nemulțumirile legate de propria viață. Deci exact ceea ce spuneai tu, pe care nemulțumirile sunt acolo în ei și le resimt atunci în perioada sărbătorilor, de alegerile făcute. Iar singurătatea în felul acesta se simte mai apăsătoare. Și de aici până la depresie este doar un pas. Voiam să te întreb, Ovidiu, dacă nu avem chef pur și simplu să facem lucruri și nu ne găsim acea motivație din interior și da, poate nici, eu știu despre mine că pot să fac anumite lucruri care mi-aduc plăcere sau poate nu știu că există și așa, adică sunt oameni care spun, păi nu știu ce să fac cu timpul meu, n-am nicio pasiune, niciun hobby, ce fac? Da, tu cred că ai intuiție, că n-ai fost în cabinetul meu. Am avut un caz exact așa săptămâna trecută. A venit și a spus, uite, știu că nu sunt bine așa, dar eu n-am chef. Da. Și întrebarea mea a fost, ok, e foarte ok să n-ai chef. Nici eu n-am chef tot timpul să fac lucruri. Uite, chiar ieri n-am avut chef să fac asta. Zic, dar până când vrei să n-ai chef? Hai să punem un deadline, cum se zice așa la corporație. Hai să punem un termen limită. Uite, cât vrei să stai? 3 zile? O săptămână? Zic cât. Și după aia vin încoace și lucrăm. Am vrut să stai tot timpul. Dar alegeți tu. Uite, vreau să stau cât. Deci, fă-ți aceste marje de timp, aceste jaloane, aceste repere. Dacă știu că nu sunt ok, e clar că este necesar să fac ceva. Și dacă n-am chef, îmi iau, eu le spun, un timp de respiro, câteva zile, cât timp am eu nevoie. Da? Sunt oameni care au suferit foarte multe, vine să zic pierde, chiar dacă nu e cuvântul cel mai potrivit, dar le-au murit foarte mulți oameni dragi în perioada asta. Foarte mulți, adică râdem, glumim, dar așa s-a întâmplat. Da? Și au chef, ca să zic așa, să țină un doliu emoțional al lor. Nu mă refer neapărat la doliu tradițional, care e ok și ăla, și tradițiile și obiceiurile care au o noimă. Că nu degeaba sunt alea 40 de zile. Păi are o legătură, pentru că și psihicul tău are nevoie să plângă ce înseamnă plânsul, inclusiv eliberare, da? Deci poți să-ți dai un timp, dar timpul ăla să fie un timp limitat. Eu am și că am mai spus asta, mi-au spus urmăritorii că am mai spus asta în emisiunea tine, dar o mai spun. Eu am așa, să nu stau mai, dacă sunt supărat, trist ceva, să nu stau mai mult de 3 zile. Da, e bine să-ți dai reperul acesta. Dacă stau mai mult de 3 zile și se întâmplă asta, poate apelez la cineva. Asta. Nu stau. Da, da. De ce să stau? Păi trece timpul, viața, hai. Păi nu învăța nimic de la toți oamenii care au decedat, inclusiv tineri.
nu învățăm nimic din erorile noastre, nu învățăm nimic din erorile altora. Haideți să nu mai facem greșelile astea. Tragi de tine. N-am spus că este ușor de la început. Nu. Dar tragi de tine, ai multă voință, te ajuți și stabilești alte priorități în viață. Sunt oameni care vin la terapie, care unii dintre ei, o parte dintre ei, își dau toți banii acolo. Și foarte bine fac și, atenție, nu fac nicio reducere. Eu. De ce? Pentru că îl devalorizez pe el, îl dezîmputernicez pe el dacă îi fac reducere. Adică tu ești amărât, hai că-ți fac ție o reducere. Odată. Și al doilea lucru, ăla care își dă și ultimul leu, omul acela, sufletul acela, el va absorbi tot din consultația respectivă și de regulă nu doar ei, dar sunt printre cei mai buni practicanți, adică nu doar vorbim și facem lucruri. Pentru că zici, băi, îmi pun toate resurse acolo, hai să ies din asta. Sunt disperați, da? Sunt și alții care au o situație financiară foarte bună și vin și fac inclusiv prevenție. Că în România nu prea se face nici medicală, nici de niciun fel. Fac prevenție, adică vin pentru dezvoltarea lor personală, vin o dată la timp și ce spune-mă, video, ce mai vezi despre mine, cum mă simți, cum sunt, uite ce s-a mai întâmplat. Nu trebuie să ai o problemă ca să te duci la terapeut, că după aia ajungi în varianta aia, da? Deci se poate și se fac lucrurile astea dacă suntem puțin mai conștienți. Întrebarea mea este dacă nici acum nu suntem mai conștienți decât acum 2 ani de zile. Când mai suntem? Ce mai e nevoie să se întâmple? Că mai întrebăm de ce nu se termină și cu virus și cu nu știu ce. Nu mă interesează nici polemica, nici teoriile, nici că de unde a apărut. Mă interesează doar un lucru. Ce înveți tu din asta? Uh-huh. Nu înveți nimic? Ai stat și în lockdown. Ai stat departe de familia ta. Unii situații dificile financiare, divorțuri pe bardă rulantă. Și nu e vorba de divorț în sine, cât vorba de suferință în cuplu. Copii abuzați, femei abuzate, bărbați abuzați și așa mai departe. Le-ai văzut? Au fost foarte carnale, da? Că o zile alea cu sicrie erau reale. Eu m-am dus, că mie îmi place să văd realitatea. Eu m-am dus și eu când am văzut 20 de ambulanțe coadă în București la spital, alea sunt reale, da? Nu știu, că sunt cifrele mai rotunjite, nu știu, eu am văzut 20 de ambulanțe, alea sunt reale. Nu învățăm nimic nici din asta. Haideți să învățăm ceva și să ne repunem zâmbetul pe buze și să înțelegem că putem să facem lucrurile astea și să nu ajungem în situații disperate, în care sigur că mergi la psihiatru, mergi la terapeut, foarte bine că mergi, dar poți să nu ajungi chiar acolo sau să ajungi, uite, cum vin alții la mine, pentru dezvoltarea lor, pentru lucruri, hai să spunem, mai plăcute, dacă vrei, nu pentru a ieși doar dintr-o situație dramatică. Ovidiu, am o curiozitate. Mai sunt oameni care nu vin la terapie pentru că le este frică să nu fie judecați că au luat o raznă? Da. Mai există destul de mulți. Uite, eu totuși dau o notă bună românilor aici. Deschiderea este din ce în ce mai mare și aici este și meritul tău și meritul celor care fac astfel de emisiuni. Crește nivelul de awareness, de conștiință. Deci este în creștere, dar sunt foarte mulți în continuare. Și sunt foarte mulți care mă roagă atunci când vin să nu fie nimeni, să nu se întâlnească cu vreun cunoscut și, bineînțeles, nu spun soțului că se ducă acolo, că ce faci tu acolo. Da, există. Nu. Lucrurile sunt deschidere din ce în ce mai mare, dar suntem departe de unde trebuie să fim, sigur că da. Dacă mai ești, nu știu, n-ai suficiente diplome, dacă nu apari pe nu știu unde, te verifică lumea, e normal să te verifice, să vadă la cine vine, dar în terapeut nu se verifică așa. Te duci la o consultație 2-3 și vezi cum te simți. Rezonezi, nu rezonezi cu el. Da? În continuare, nivelul de conștiință nu este unde ar trebui să fie. Tristețea aceasta accentuată despre care tot vorbim noi poate să devină zona noastră de confort? Să ne obișnuim? Să fim acolo? Ba mai mult de atât, ne și atașăm de ea de multe ori. Oamenii se atașează de tristețe, nu vor să renunțe la ea. Există cazuri, inclusiv de vindecări fizice. Om care stă în scaun cu rotile, paralizat aproape complet, a mers la diferite terapii, a început să se vindece, a început să-și miște trunchiul, a început să-și miște un picior, după care nu s-a mai dus. De ce? Eu zic, păi și eu ce fac dacă mă vindec complet? Păi ce fac, mă trimit ăștia la muncă? Eu nu știu să fac aia, nu vreau să fac aia. Lasă-mă așa, că-ți vine așa. Ăsta e caz real. Ca astea confirm sute.
sute cunosc eu personal, ele sunt probabil milioane. Deci ideea este că da, ne atașăm de aceste neajunsuri și ne place să fim în starea de victimă pentru că avem avantaje. Că la mine așa se întâmplă, că cine vine într-o stare de genul acesta, eu de fapt, ca proces de rezolvare a situației lui, caut să-i văd beneficiile. El e în singurătate, e în suferință, are afecțiune fizică, caut să văd care sunt beneficiile pe care le are de acolo, împreună cu el. În momentul în care am găsit beneficiile, l-am dat vine întrebarea următoare. Da, vrei să știi, de exemplu, am o afecțiune fizică sau sunt în depresie, poftim, și îmi place că ca beneficiu primesc mult mai multă atenție. Toată lumea are grijă de mine, toată lumea face, îmi drege, mi oferă. Mișto. Bună depresia, nu? Așa. Și vine întrebarea. Vrei să știi, deci ce vrei tu? Vrei atenție. Vrei să știi că poți să beneficiezi de atenție, de iubire, empatie și așa mai departe și fără să fii în depresie? De obicei răspunsul este da, există și cazuri în care nu. Unde nu, eu nu mai intervin pentru că e încă calea de liber arbitru. Intervin doar ca oglindă și arăt situația, dar deciziile omul și le asumă. Și atunci lucrurile se rezolvă, pentru că poți să beneficiezi de acele lucruri de regulă și ne fiind într-o situație dificilă de oricare natură. Și acum, ca să nu se creeze o confuzie, avem voie să ne văităm, da, să ne văicărim? Ai voie, că e exprimare. Dar, până unde? Dar dacă te vaiți, verbalizezi, ai voie. Și copilul face asta. Dar dacă tu faci numai asta, ai altceva. Da? Adică nu faci doar asta. E ok să te exprimi. Nici nu prea îmi place mie expresia asta cu văitatul, dar poate dacă o pun la comunicare, e ok. Dacă o pun doar la victimizare permanentă, nu te ajută. Poate, știi, Ovidiu, poate nu te exprimi atât de mult timp, încât atunci când te exprimi, vine. Și este așa, sub forma, da, a aceasta. Aș merge mai degrabă pe ideea că este foarte ok să exprimi ce te doare, ce te nemulțumește. Da, este ok să faci asta, dar să mă vait doar ca să mă vait, căci majoritatea oamenilor asta fac, adică atunci când se vaită, ăla e un strigăt de neajuns, un strigăt de, uite, nevoie de atenție, un strigăt de eu nu pot, eu nu mi-asum, eu nu vreau, în spate de tot. Da? Dar, iarăși, dozele în care faci asta, adică dacă ai o situație, da, nu, cu riscul că te vaiți, mai bine o exprimi-o decât să nu exprimi. Asta spun eu. Te vaiți, dar să găsești soluții, să înveți să le găsești, să privești partea și partea plină a paharului. Partea plină a paharului și tot timpul să fii orientat într-adevăr către soluții. Eu asta fac. Asta fac ca și terapeut, ca și coach. Tot timpul caut să analizez situația, văd și trecutul, nicio problemă, analizăm și eu nu stau foarte mult în trecut, dar mă duc acolo pentru că e relația cu părinții, sunt toate lucrurile psihologice care se întâmplă în copilărie, în adolescență, în prima relație, când ai iubit și așa mai departe, sigur că mă uit, însă tot timpul mă uit acolo ca să înțeleg situația, să văd ce a declanșat, ce traume sunt, dar destul de repede, eu ca și stil de lucru, mă orientez către soluții concrete, palpabile. Ok, fac o constatație, două, hai trei și mă uit destul de mult la trecut ca să văd lucrurile cum sunt de fapt și ce dorințe are omul respectiv, dar mergem și către acțiune. Și pentru terapeut, adică eu nu țin să către asta pentru mine. Este și o tehnică de lucru foarte bună să te duci repede către soluții pentru că îi dai de lucru minții clientului. Adică în loc să stea, cum spuneai tu, tot pe văicăreală, va fi nevoit, aolo, păi mai pui la treabă? Zic, eu nu te oblig. Dacă vrei rezultate, da, răspuns da. Răspuns da, dar în ritmul tău. Fac o listă de lucruri pe care poate să le facă și într-un anumit ritm e necesar ca ele sau bună parte dintre ele măcar să fie făcute. Și atunci ce se întâmplă? Asta și ca soluție pentru tine acasă, că poți să-ți faci și singur autoevaluarea dacă te pricepi și te orientezi către a face ceva. Și atunci nu mai ai loc și timp de atâta depresie, de atâta singurătate. Că mai și întreb, dar când aveți atât timp să fii singuri? Adică, umpleți, domnule, timpul cu ceva, fă ceva. Dar asta nu înseamnă că nu băgăm în seamă tristețea. O băgăm în seamă, o purtăm cu noi, o și îmbrățișăm, nu e niciun fel de problemă. Sigur că da, nu ne renegăm ceea ce este.
Pentru că tristețea are și ea ceva de spus. Așa cum te doare ficatul, la un moment, doare ficatul? Așa, la un moment dat, sau te înțeapă inima, cum spunem noi, acolo ți se transmite ceva. Corpul îți vorbește. Adică nu reneg stările acestea care nu ne plac, să zic așa. Păi ce-ar fi să nu te doară? Ce-ar fi să nu ai durere? Nici nu știi că te-ai tăiat și mor, da? Pentru că scurge sânge, nu vezi, nu așa? Gata, te-ai dus. Ok, deci îmbrățișăm și umbrele. Îmbrățișăm și lucrurile care ne fac la un moment dat triși. Vedem ce ne spun ele, le alchimizăm, le transformăm în superputeri și ne facem o viață foarte frumoasă și cât mai ușoară, indiferent de ce se întâmplă în jur. Ce în jur te afectează sau te influențează. Bine ar fi doar să te influențeze cât mai puțin, dar nu mă afectează foarte tare dacă eu sunt bine cu mine. Cum spuneam, nu las loc foarte mult pentru asta. Stăteam de vorbă cu un psiholog acum câțiva ani și la un moment dat mi-a spus: Oana, știi ce se află în spatele tristeții? De fapt, unul dintre motive. Furia. Furia reprimată. Furia care, pe de altă parte, înseamnă energie creatoare. Așa este. Nu o folosim în beneficiul nostru să creăm lucruri mărețe pe care noi să le vedem și să le certificăm. Ne facem rău. O folosim invers. Așa este. De asta am spus eu că nu-mi place să spun defecte și spun lumini și umbre. Toate sunt niște atribute. Nu e că sunt bune, sunt rele. Asta eu nu știu, eu nu prea sunt cu punsul șablonilor. Nu înseamnă că cei care fac asta nu e ok. Eu am colaboratori, inclusiv psihologi, mai ales la copii. Psihologia, atenție, e necesară și eu o folosesc. Însă, în realitate, lucrurile nu sunt așa. E defect, aia e calitatea. Cine a decis? Furia e defect. De ce? Că din furie poți să creezi. Agresivitatea e defect. Pe cum, domnule, nu e defect? Păi depinde ce faci cu ea. Fiecare atribut al nostru este ca un cuțit. Pot să-l folosesc să fac o operație pe creier, să salvez un om sau să tai pâine unui copil, da? Sau să omor un om. Depinde de tine ce faci cu ea. Furia e foarte mișto. Mie îmi place în terapie când văd oameni furioși, pentru că ăștia o să acționeze. Ăștia o să acționeze. De furie de obicei faci ceva. Simți nevoia să ceva. Și dacă reușești să-i canalizezi într-o direcție constructivă pentru ei, ei vor fi foarte rapizi în acțiune și vor avea rezultate foarte diferite. Iată. Uite, poate să fie o soluție asta. Să învățăm să ne gestionăm furia. De fapt, cred că primul pas ar trebui să identificăm ce se află în spatele unei tristeți pe care o resimțim acum în preajma sărbătorilor. Da, întotdeauna trebuie să vedem ce este în spate, de fapt. Pentru că, ai spus tu mai devreme, de fapt, ceea ce se întâmplă acum de sărbători este doar că iese la suprafață ceva ce noi am clădit tot anul, ca să nu zic toată viața. Tot anul, hai să o luăm așa. Da? Deci tu, dacă te simți astăzi singur, tu de fapt te-ai simțit singur probabil și acum 3 luni. Dar erai preocupat cu munca. Da, ai zis, las. Zic și eu. Acum, brusc, aolo, vine Crăciun și facem? Păi și eu ce pun pe Instagram? Și aveți grijă când puneți ce poze puneți. Pentru că, desigur, nu toată energia asta este una, hai să spunem, de vibrație înaltă. Pui și tu o poză că ești fericit, singur sau cu cineva, toma de Crăciun nu-i bine. Nu-i bine că o să invideze foarte multă lume, unii o să răspundă într-un fel, alții nu o să răspundă, s-ar putea să simți energia asta, așa că fă-ți o protecție în decembrie, fă-ți o protecție așa mai mare, pentru că invidia și durerea fac echipă foarte bună în decembrie în energia colectivă. Acum, în 3 minute, așa să oferim câteva soluții. Mă gândeam eu la compasiune, să exersăm compasiunea, dar în primul rând cu noi. Fii mai bun de Moș Crăciun, dar fii mai bun cu tine însuți, știi mai bine și începe cu tine, ca să vezi că poți și funcționează. Ce alte soluții am mai putea să dăm pentru cei care se simt triști și singuri? Să se ducă în natură, să se plimbe, cu tot cu tristețea. Nu? Așa este. Știi că după aceea să nu fie asociată cu... Se alchimizează acolo. Cu casa. În primul rând să știi că nu ești singur. Și dacă te uiți la emisiunea asta, nu ești singur. Mie îmi pasă de tine în acest moment. Eu caut într-o emisiune să sintezez atât cât pot eu informații mai relevante ca tu să fii mai bine, să ai ce să-ți iei de acolo. Și întreaga televiziune de asemenea. Nu ești niciodată singur și gândește-te la momentele cele mai dificile pe care le-ai avut, nu peste de acum, și o să vezi că ai trecut peste toate. Și o să treci peste toate cu bucurie.
Un alt lucru este să știi și dacă e singur că, uite, vorba aia, ce altul e pus deoparte, cumva da, dar du-te și el. Dar el este acolo. Că vrei un partener de cuplu, nu contează vârsta, nu contează, astea sunt detalii, sunt în altă zonă. Tu poți să fii foarte bine în momentul în care acționezi. Mișcă-te, mișcarea, da? Apa într-un acvariu, cum se oxigenează apa care oferă pești acolo? Prin mișcarea apei, că nu băgăm tubul de oxigen și ei vin și pun nasul acolo la oxigen, așa, ca la spital. Nu, apa prin mișcare se oxigenează. Așa fă și tu, pentru că ești 80% apă, oxigenează-te, respiră, fă o meditație, eliberează-te de gânduri și mergi pe drumul tău. Și tu te așa în vizualizare, în imaginație, în univers și privește-te de sus să vezi că, de fapt, problema aia mica ta pe care o simțeai mare, devine mică. Zic invers, da, cred că s-a înțeles. Mare. E ok, da. Îți mulțumesc tare mult, dragul meu, pentru că ai fost astăzi alături de noi și te mai așteptăm, să știi, și la anul. Cu mare drag.